ce faci? Și mai, ți-ai săturat din leacă. Eu n-am vrut să sar. Du-te de pe mine. Dar tu ai o problemă. Eu n-am nicio problemă. Eu tot așa credem. Înainte să ajung aici. Nu știu, dar cred că avem aceeași problemă. Știi, după cât te văd, tu n-ai nici unde trăi și nici de lucru. Dar eu am. Eu n-am nicio problemă. Dă un foc, ai? Da. Păcat. Nici măcar nu pot fuma ultima țigară. Tu ai de gând să sari? Mă gândesc să las fumatul. De asta nu rezolvă nimic. Nici n-ai idee cât am încercat. Și nu mai înțeleg că trebuie să merg. Stânga, dreapta sau în jos? E un loc tău. N-așterg timpul. Îmi pare nespus de rău, Anatol. Dar asta e o decizie de sus. Asta e imposibil. Eu nicăieri n-am lucrat în altă parte. Eu nu știu ce aș putea să... Eu niciodată nu m-am gândit că pot să fii concediat. Nu. Tu n-ai să fii concediat. Adevărul e că... Tu nu mai ești util. Întârzi mereu. Nu duci lucruri până la capăt. Și ai cea mai groaznică atitudine posibil. Spune-mi sincer. S-a întâmplat ceva acasă? Sau ai careva probleme? Nu. Eu n-am nicio problemă. Dar după părerea tuturor, se pare că ai. Și noi în așa condiții nu mai putem lucra. Putem doar să-ți permitem să-ți dai singur demisia. Îmi pare rău, Anatol. Asta e tot cu ce te putem ajuta. Anatol? Vorbește rău cu mine. Eu sunt câteva noi bine. Tu și avea altcineva? Nu, și cu tine. Atunci vorbește cu mine, spune ce se întâmplă că nu mai înțeleg nică.
Mi-am dat azi demisia. Cum așa? Nu știu. Îți pare că te-ți au probleme cu mine. Tu asta azi ți-ai dat demisia? Dar tu ești așa de mult timp. Altceva cred că e problema. Care problemă? Eu n-am nicio problemă. Te-ai spus că oamenii au cu tine probleme. Și lucru. Și ai să lucrezi, Doamne? Tu ai nevoie de lucru. Și de ajutor ai nevoie. Altfel nu cred că rezolvi nimic. După tu nu ești fericit cu mine. Cum să nu fiu? Tu ați zic că eu am o problemă. Care problemă? Nici eu nu înțeleg. Ți-ai necinstit părinții vreodată? Nu. Ai înșelat soția? Nu. Ai furat? Nu cred că am furat. Ai omorât? Doamne ferește, nu. Ai dus numele Domnului în deșert? Da, eu n-am fost în deșert, părinte. Ai încercat să te gândești la ceea ce te face fericit? Nu știu ce m-ar face fericit. Lucru. Fiecare om are nevoie de lucru și eu sunt sigură. Odată ce o să-ți găsești de lucru la tine, toate problemele se vor rezolva. Eu nu știu ce aș putea să lucrez. Orice. Găsesc ceva. Alo. Alo. Bună ziua. Eu în privința ofertei de lucru. Aveți 2 ani de experiență. Alo. Când nu ești sigur, cel mai bine e să... să afle, să vezi ce ai. Eu, de pildă, a treia oară fac testul. Dar... ce ar putea să fie? În unele cazuri, o nimica toată. Infecție ușoară. Dar e posibil să fie și cancer. Tolic, nu crezi că e timpul să nu te mai ții de cap, dar să faci ceva cum îl este.
Ai bătut pe cineva? Nu, dar tare am rut. Ai băut, ai fumat? Nu, nu. Și pe la femeie zici că n-ai îmblat? Nu. Și nici alt gen de vicii n-ai? Nu. Dar tu măcar ceva în viața asta ai făcut? Noi nu mai râdem. Nu ne mai atingem. Părcătă-te cu picioarele în sus. Încearcă să-ți aduci aminte cum era înainte. Parcă tot e la fel. Numai că acum sunt altfel. Observat vreo schimbare în atitudinea altor oameni față de tine? De exemplu, soția ta. N-ai observat nimic straniu? Bate și ți se va deschide. Cere și ți se va da. A dacă nu ți se dea, de asta ca o încercare de sus. Și fă ceva cu viața ta. Uneori e nevoie să faci păcatul ca să înțelegi și e bine și e rău. Ești așa de năcrit. Dar tu și ești așa de fericită. Unde îmbli? La lucru. Tu ți-ai găsit ceva? Tu nu schimba tema. Tu ne ascunzi ceva și eu vreau să știu. Ce anume? Tu ești bolnav. Op. Op. Da! Ah, tu ești, Artur. Am analizele. Nu le-am deschis. Ia loc. Ia loc. Stai jos, mă. Și ține minte, indiferent ce se întâmplă, viața nu se oprește aici. Bine? Ce-i? Cancer. La mine? Nu. La mine. Tu n-ai nimic.
poate totuși îți găsești ceva de lucru. Zici că ceva te frământă. Altfel mă aflam aici. Crezi că ești blestemat? E posibil așa ceva? Hei, încă cum? Dar n-ați mă costi tare mult de treaba asta. Ați te costi mai mult dacă n-ai să afli problema. Ridic-te. Hai, ridic-te. Întinde mâna. Dreapta, dreapta. Dar tu precis ești clarvăzătoare. Nu vrei să mă nați gâng. Tu vrei să te ajut sau să te blăstăm? Dă mâna coșe. Întinde mâna așa. Scârbă la femeie drum. Încurcătură, mare încurcătură. Da. Scârbă, da, mori, scârbă. Te văd pe tine. Și pe femeia ta te văd. Da, eu nu-i singur. Are încă un bărbat, da, este încă unul, nu-i singur, trebuie să-și dar. Am pierdut contactul. Și cum ai de gând să mă plătești? Nu înțeleg cum ai putut. Și cu tine, mâine știi, eu am de lucru toată zi. Eu vreau să știu. Cu cine și de când? Tu glumești? Cu cine și de când te tăvălești? Văd că nu prea ai chef ultima vreme, tu. Cum ai putut?
Cum ai putut când tu ești unicul om drag pentru mine? Cum? Și ți-o întrați în cap. Cum poți să te gândești așa și vei te spune? Împașii, nu mă atingi! Cum poți dorme cu tine într-un pat? Cum nu poți fi nimic cum a fost mai mult? Cum ai înțeles? Nimic. Cum poți să am eu cum încredere în tine? Cum poți să am eu cum încredere? Tu ești cea mai jos de cum pe care l-au cunoscut eu odată. Ești cea mai jos. Eu sunt zărcinată! De la cine? Mai ești aici? Dar tu unde te-ai pierdut? Ți-ai rezolvat problema? Care problemă? Eu n-am nicio problemă. Dar atunci când ne-am întâlnit, tu aveai o problemă. Nu, nici atunci n-am avut. Cum? Dar tu spuneai că avem aceeași problemă! Spune! Unde am greșit? Unde? Ai de gând să sari? Văd că aici te-ai oprit. Nici tu-n dreapta, nici tu-n stânga. Oricum, oriunde nu m-aș duce, tot e la fel. Eu și la psiholog am fost. Eu și la medic am fost. Eu și la preot am fost. Și nici casă n-ai. Și nici serviciu n-ai. Și cred că și pe la rău, doamne, rogii că ai fost. Dar nu-ți pare ție că... Tot e mai rău decât te-ai întâlnit cu oamenii ăștia. Vrei să spui că asta e de jină? Nu, noi suntem de jină. Iată dacă ne gândim la ce-și spun alții. Nu era mai bine atunci când nu te gândeai că ai probleme? Aveți dreptate de la bun început. Nu există nicio problemă. Dar nici stând aici nu faci nimic. Noi cumva un foc.